începe? O secundă, da. Ne-am pregătit mai multe subiecte. Sper să fie util. Merge, da? Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vă mulțumim că ați dat curs invitației. Avem mai multe subiecte. Inițial au fost 4, dar de ieri s-a mai adăugat încă un. Mergem pe subiecte. Eu am să vă dau careva informații. Dacă vor fi întrebări, după aia discutăm. Primul subiect. Situația conectărilor obiectelor la încălzire. Informăm că până în prezent Termoelectric a conectat 4232 de obiecte la sistemul centralizat de încălzire, reprezentând 96% din totalul de 4414 de unități. După cum urmează, grădinițe 100%, școli 100%, blocuri locative 99%, un bloc locativ nu este conectat la încălzire și câteva cămine din cadrul universităților. Din lista de studenți nu se solicită conectare. Blocul din strada Tudor Vladimirescu 20 nu a fost conectat, din motiv că nu au identificat un administrator de bloc, dar și locatarii execută lucrări de reparație la sistemul intern de încălzire, probabil că au și careva surse alternative de încălzire. Instituții medicale, 93%. Aici vreau să vă spun că sunt instituții medicale care au surse proprii, le-au conectat din vară motive. Case particulare, 88%, instituții superioare de învățământ, 87%. Agenții economici, 86%. Procentele neconectate, de obicei, sunt refuzuri. Probabil că au alte surse de încălzire. La moment, în funcțiune este sursa numărul 1, sursa numărul 2, centrala termică vest, centrala termică sud și 19 centrale termice suburbane. Observați la funcțiunea lor, nu în ordine. Subiectul 2, care am vrut să vă comunic, să discutăm, neconformitățile la sistemul intern de încălzire. Odată cu procesul de conectare a blocurilor locative la sistemul de încălzire, primim un număr semnificativ de plângeri privind repartizarea neuniformă a agentului termic în interior. Problemele sunt cauzate de diverse factori. Cel mai des întâlnite sunt modificările întreprinse de consumatori la sistemul intern de încălzire. Modificările constructive admise la sistemul intern de încălzire duce la o circulație neuniformă a agentului termic prin calorifere și, ca rezultat, cantitatea de căldură la fel se repartizează neuniform. De exemplu, un bloc. Într-un apartament caloriferele sunt calde, iar în alt apartament mai rece. De ce se întâmplă acest fapt? Menționam că Termoelectrica livrează către toți consumatorii aceeași temperatură a agentului termic. Printre principalele motive ale acestor discrepanțe se numără montarea suplimentară de calorifere la balcoane și logii, neevacuarea aerului din calorifer. Au fost majorate suprafețele de încălzire a caloriferilor. Mai simplu spus, au fost adăugate secții suplimentare la calorifere. Conductele sunt înfundate. Ca să vedeți despre conducte înfundate, am adus chiar și exemplu aici. Puteți să vedeți, dacă vreți să apropiați și veți vedea, astea sunt exemple reale a conductelor scoase din sistemele interne de încălzire. Asta este o conductă din metal, este contaminată, sau din plastic, care au fost montate neconform, iarăși sunt contaminate sau obturate. Au fost montate sisteme de încălzire în pardoseli. Blocurile actuale, astea vechi care noi le avem, nu sunt destinate pentru așa tip de încălzire. Și imaginați-vă că rezistența hidraulică e cu totul alta când montez sistemele respective. Și asta este fapt confirmat. A fost modificată schema de conectare a caloriferilor. Au fost montate neautorizat diferite robinete pe coloane de distribuție, dar și diametrul lor a fost diminuat. Este redus volumul agentului termic de către administratorul blocului pentru a face economii. Reamintim că sistemul centralizat de încălzire a fost conceput inițial conform unui proiect. Pe parcursul timpului, consumatorii au făcut modificări, mulți dintre ei fără a coordona cu administratorul sau cel puțin cu un inginer. De aceea, la moment, consumatorii se confruntă cu repartizare neuniformă a încălzirii în bloc. Cineva stă cu geamul deschis că este foarte cald în apartament, iar vecinul are caloriferele reci.
În acest context, Termoelectrica solicită consumatorilor să evite modificările și să depună efort pentru restabilirea elementelor constructive ale sistemului interior de încălzire conform proiectului inițial. Intervențiile neautorizate afectează direct echilibrul regimului hidraulic și duce la încălzirea neuniformă a locuințelor. Reiterăm că, conform legislației în vigoare, Termoelectrica este responsabilă de asigurarea cantitativă și calitativă a parametrilor agentului termic până la intrarea agentului termic în bloc, hotar de delimitare. În continuare, administratorii de bloc au obligația de a asigura funcționarea fiabilă a sistemului intern de încălzire. Dacă caloriferile sunt prea reci sau prea fierbinți, este necesar să vă adresați administratorului de bloc. În situația în care administratorul blocului întâmpină dificultăți în reglarea și echilibrarea sistemului intern de încălzire, echipa Termoelectrica este disponibilă și oferă tot suportul consultativ pentru a asigura confortul optim al consumatorilor. Societatea pe acțiuni Termoelectrica reafirmă angajamentul său față de calitatea serviciilor oferite și îndeamnă consumatorii să notifice administratorii de bloc despre abaterile depistate în sistemul intern de încălzire. Alt subiect care am vrut să vi-l prezint, tariful. Un alt subiect important care necesită a fi comunicat consumatorilor este tariful. Ținând cont de noile reguli cu privire la metodologia de calcul a tarifelor și prețurilor aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică în luna octombrie, curent, luând în calcul diminuarea prețului mediu ponderat al gazelor naturale prognozat pentru anul 24, comparativ cu prețul gazelor naturale inclus în tariful existent, Termoelectrica s-a adresat către ANRE cu solicitarea de ajustare a tarifului pentru anul 24. Micșorarea cu 15% a tarifului pentru energie termică, micșorarea cu 8% a prețului pentru energie electrică. Urmează ca ANRE-ul să studieze informația care noi am prezentat-o și să ia decizia. Când și cum va fi luată decizia, noi asta nu cunoaștem, credem că poate să întâmple în timp apropiat. Următorul subiect. Datoriile. Știți că am mai vorbit în întâlnirile noastre anterioare despre datorii, v-am spus cifrele, cifrele istorice și am menționat că la solicitarea noastră, pe lângă Agenția Proprietăți Publice, a fost creat un grup de lucru. Grupul ăsta de lucru s-a întrunit de mai multe ori, lucrează, lucrează destul de, zic eu, nu rău. Vedem niște soluții posibile. Pe calea asta vreau să mulțumesc directorului Agenției Proprietăți Publice, ministrului Energiei și directorilor din cadrul ANRE, care au depus și depun efort ca să găsim soluțiile cele mai bune pentru consumatori și pentru electrica, ca să supraviețuim și să mergem mai departe. Referitor la datoriile istorice, așa cum am anunțat anterior, Termoelectrica înregistrează datorii istorice în valoare de sub 2 miliarde lei. Către Energocom, 1,33 miliarde lei. Moldova Gaz, 663 milioane lei. Ca soluție, reieșind din estimările fluxului mijloacelor bănești bazate pe prognozele economico-financiare și pe politica tarifară existentă aplicată de ANRE, Termoelectrica a propus creditorilor un plan de achitare a acestor datorii istorice pe o perioadă medie de timp. Planurile respective sunt în discuții. Sper că o să fie rezultative. A mai apărut un subiect, ieri în presă a apărut un articol mincinos și considerăm că este necesar să comentăm ca să dăm informația veritabilă populației din orașul nostru. Punctul 5, subiectul 5 care îl discutăm, se numește articol denigrator. Cu privire la articolul denigrator publicat pe mai multe site-uri care vizează Termoelectrica, doresc să aduc la cunoștință că autorul, dar și redacțiile responsabile au publicat un text lipsit de profesionalism și complet fals. Mai departe voi da citate și comentarii la citatele respective. Citat.
Compania responsabilă de reparația capitală a blocului de cogenerare numărul 2, vestita Horus Energy. Informație falsă. Horus Energy nu execută careva lucrări la blocul energetic numărul 2. La blocul energetic numărul 2, într-adevăr, sunt în derulare lucrări de reparație capitală. Lucrul ăsta eu l-am spus și în ieșirile precedente, că într-adevăr noi avem întârzieri la blocul energetic numărul 2, dar asta nu duce la fiabilitatea și stabilitatea alimentării orașului cu energie termică. La blocul energetic numărul 2, într-adevăr, sunt în derulare lucrări de reparație capitală care sunt executate de compania Turbo Energy Power. Din câte știm noi, compania respectivă are interese mari, destul de bine dezvoltate în România. Estimativ, lucrările vor fi finalizate la 20 decembrie 2023, după care se vor efectua testările necesare, astfel până la finele lunii decembrie, blocul energetic numărul 2 va fi în rezervă, iar la necesitate acesta va fi conectat. Citat. Starea dezastruoasă de la termoelectrică. Informație falsă. După cum am anunțat și în conferința precedentă, dar și mai sus, termoelectrica funcționează conform parametrilor prestabiliți. Riscuri semnificative ce pot influența buna funcționare a utilajului de generare, de transport și distribuție, precum și alimentarea calitativă a consumatorilor cu energie termică, a sistemului de alimentare centralizat cu energie termică a municipiului Chișinău în sezonul 23-24 nu sunt. Mai mult, există o hotărâre 566 a Guvernului, care ne-a obligat să prezentăm informații săptămânale despre starea de pregătire către sezon. Noi lucrul ăsta l-am făcut și toate problemele, deficiențele le-am raportat. Citat. În lipsa activității blocului energetic numărul 2, pierderile de milioane generate la termoelectrică. 80 de megawatt de energie electrică care nu este produsă la blocul numărul 2 formează o gaură imensă în bugetul de stat. Informații false. Faptul că blocul energetic numărul 2 nu este pus în funcțiune nu înregistrează nicio pierdere. CET-Sursa 1 este proiectată astfel încât cu două grupuri energetice, așa cum lucrează acum, să asigure sarcină termică medie în sezonul de încălzire, iar al treilea grup energetic să fie în rezervă de avarie. Al treilea grup energetic se conectează doar când apar deranjamente, defecte la grupurile energetice în funcțiune sau când temperaturile mediului ambient scad mai jos de 12-16 grade Celsius. Citat. Deficitul de energie electrică creat în Moldova trebuie acoperit prin achiziția suplimentară de energie de la termocentrala din Cuciurgan, din stânga Nistrului. Informație falsă. CET-Sursa 1 este proiectată pentru a asigura orașul Chișinău cu energie termică. Paralel cu producerea energiei termice se produce și energie electrică. Însă producerea de energie electrică este direct proporțională cu sarcina termică a consumatorilor din orașul Chișinău și depinde în mare parte de temperatura mediului ambient. Mai mult, este necesar, dar lumea cred că cunoaște, că energia electrică produsă de termoelectrica, datorată specificului echipamentelor care le avem, este cea mai scumpă. Energia din Ucraina, din România, ori de la Cuciurgan, este mai ieftină. Însă energia electrică de la termoelectrică este parte componentă a securității energetice a țării. Citat. Pentru a face față situației, termoelectrica a inclus în producție termocentrală de la sursa numărul 2, care din cauza vechimii are o eficiență foarte scăzută, iar producerea energiei la ea nu doar este insuficientă, dar și crește semnificativ facturile consumatorilor capitale. Absolut fals. Funcționarea sursei 2 este condiționată de evenimentele dramatice din Ucraina, astfel fiind asigurată sporirea fiabilității în alimentarea cu energie electrică a unor instalații din circuitul de transportare a energiei termice, stația de pumpare numărul 8, și parțial securitatea energetică a orașului Chișinău. În noiembrie 22, când a căzut în totalitate sistemul energetic al țării, 60-70% din sistemul de alimentare centralizare cu energie termică a rămas în funcțiune doar datorită funcționării sursei numărul 2. CET-Sursa 1 și CET-Sursa 2 funcționează în prezent cu o eficiență globală de circa 81%. Pe lângă toate întrebările adresate, stimate domnule autor, redacție media, am eu o întrebare la dumneavoastră.
Cum rămâne cu politica editorială a instituțiilor media? Principiul obiectivității, corectitudinea informației, imparțialitatea, responsabilitatea. Vă mulțumim pentru atenție. Întrebări? Spuneți mai multe detalii referitor la reducerea de tarif despre care ați menționat dumneavoastră. De exemplu, estimați o reducere de 15% pentru energia termică și 8% energie electrică. Dacă ne puteți face să ne comunicați un preț estimativ care ar fi pentru energia termică și electrică în cazul în care, sau care sunt solicitarea, care va fi solicitarea de tarif pe care ați depus-o deja la ANRE? Nu, deja am depus-o. Cifra pentru energie termică este 2783 și pentru gigacalorie și pentru energie electrică 365 pentru un kilowattor. Și de când ar urma să fie aplicat acest tarif sau cum? Procedura e în felul următor. Noi am lucrat, de altfel, ca să știți, nu degeaba am adus mulțumiri colegilor. Discuțiile au fost destul de lungi și cu ANRE-ul, cu APP-ul și cu Ministerul Energiei și am ajuns la unele concluzii, după care am proces la calcule. Noi am făcut calcule respective, le-am pus cap în cap cu specialiștii de la ANRE și ca procedură am venit cu ei cu o solicitare, cu cifrele respective către ei cu o solicitare. Acum urmează ei să-și facă calcule proprii, după care probabil că ei vor aplica careva modificări la cifrele noastre, în dependență de viziunea care o au, metodologia, și vor veni deja cu careva aprobări. Urmează să se întâmple, zic eu, în timp apropiat, dar exact când va fi lucrul ăsta, nu cunosc. Odată cu reducerea tarifului, ar urma să fie schimbat și prețul pentru compensații de stabilit, deja să cum se va întâmpla, pentru că sunt niște... Din câte cunosc, compensațiile au fost stabilite, știți că au fost modificate gradele de vulnerabilitate. Noi am primit... Se va reduce și din tariful stabilit deja în urma categoriilor de compensații? Compensațiile sunt una și tariful e altul. De acolo nu se va mai face o reducere? Cred că nu, dar asta rămâne de văzut. Nu e în competența noastră, deci noi venim cu prețurile sau cu calculele care le avem noi în curte. Ceea ce ține de compensații și însăși aprobarea tarifului tot nu este nemijlocită atribuția noastră. Cum o să procedeze Ministerul Muncii și Protecției Sociale, noi nu știm. Dar, de fapt, discuțiile respective cred că sunt purtate la nivel de guvern, prim-ministru și miniștri. Și dumneavoastră spuneați că sunt multe cazuri când nu este repartizat uniform clădirea. Energie termică în clădire. În mai multe gospodării. Ați primit, de exemplu, plângeri? Aveți un număr de plângeri care îl aveți din partea consumatorilor sau administratorii de bloc vin și vă spun care este situația? Cel mai des se plâng nemijlocit consumatorii, ei sună pe liniile noastre care le avem noi de call center, liniile fierbinți, se plâng, noi încercăm să intervenim acolo unde putem, însă, ca să înțelegeți corect, dacă avem peste 4.000 de consumatori și am face toată munca de administrare a blocului, asta ar însemna că noi trebuie să creștem numărul de personal. Asta ar însemna cheltuielile care trebuie să le creștem. Ori, fiecare bloc urmează să aibă un administrator care să gestioneze mai multe întrebări. Sistemele interne de încălzire, sistemul intern cu apa, gunoiul, curățenie, etc. Nu este necesar ca termoelectrica să se ocupe de asta. Dar, cum am spus, când ei se lovesc de careva lucruri care nu le pot depăși, noi suntem alături. Deci trimitem echipa, aerul de evacuat, de echilibrat sistemul sau altceva, noi ajutăm. Însă asta nu este nemijlocit sau direct munca care trebuie noi să o facem. Și noi totuna o facem în așa fel ca să fim cât mai aproape. Mai mult ca atât, imaginați-vă că există un bloc care are sistemul intern modificat și pentru el cândva, ca proiect, a fost calculat un debit anumit. Hai să spunem cifra 100, da? Un debit de 100. Dacă au fost modificate sistemele respective, agentul ăsta termic nu mai circulă așa cum a fost conceput. Adesea noi venim cu majorarea debitului ca să împingem mai bine agentul respectiv prin sistemul ăsta care este modificat, este altfel, care este un lucru nu chiar tocmai bun, pentru că majorarea debitului, asta ar însemna că undeva, la o stație de pompare, se conectează o pompă electrică. O pompă care este acționată electric, ceea ce mărește consumul propriu.
care se regăsește în tarif. Deci, dacă avem un sistem intern care nu funcționează conform parametrilor prestabiliți, asta influențează direct, da, într-o măsură mai mică sau mai mare, dependență de caz, dar influențează tariful. Vă mulțumesc, o zi bună!